Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune Marius Tucă Show. Continuăm seria edițiilor speciale. În această seară l-avem invitat în studioul televiziunii naționale Antena 1 pe domnul Teodor Meleșcanu, candidatul la președinția României din partea Alianței pentru România. Bine ați venit, domnule Teodor Meleșcanu. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Sunteți ușor îngândurat. De ce oare? Nu, sunt bucuros că m-ați invitat și că am ocazia să dialoguez prin intermediul dumneavoastră și a televiziunii naționale Antena 1 cu alegători. Oamenii, simpatizanții noștri și colegătorii, da. Știți că îi aparține declarația următoare? APR a fost când mărțoagă, care a alergat după cai de curse să-i muște de fund, când o femeie foarte frumoasă, foarte atrăgătoare, care însă suferea de boli venerice. Nu știu și nici nu mă interesează, pentru că APR-ul n-a fost nimic din asta. APR-ul s-a născut din nevoia de a avea o altfel de politică în România. Din nevoia pe care au simțit-o oamenii să aibă un partid politic capabil să le reprezinte interesele. Faptul că este așa este dovedit de rezultatul alegerilor locale. Faptul că avem peste 6.000 de primari, de viceprimari, de consilieri județeni, de consilieri locali, arată că APR este cu totul altceva decât ceea ce a bolborosit personajul respectiv. APR este al treilea partid politic din România, este un partid puternic, cu un candidat la președinție și mai ales cu un proiect serios pentru România de mâine. Asta este Alianța aveți pentru România. Tema foarte bine învățată. Bănuiesc că aveți răspuns la orice întrebare pe care v-aș adresa-o, chiar dacă e mai... Nu, bănuiesc că v-ați pregătit toate întrebările pe răspunsurile pe care eu le aveam pentru... Nu, mai mult decât atâta, întâi v-am cerut răspunsurile noastre și după aceea mi-am formulat întrebările. Numai că asta nu s-a nimerit, întrebarea asta, la ceea ce, la răspunsul pe care mi-l oferiseră dumneavoastră. Spuneți-mi, care credeți că sunt cauzele scăderii popularității dumneavoastră? La un moment dat, și am aici o statistică, în sondaj erați cel mai important contracandidat al lui Ion Iliescu. Astăzi vă aflați undeva prin coada plutoniului din format din candidații la președinție. Aveați, mi-aduc foarte bine aminte, aproape 20% din... 20% de procente din ceea ce ar fi vrut electoratul român. Astăzi aveți doar 10%. E foarte firesc. Pe vremea aceea, când spuneți dumneavoastră, eram singurul contracandidat al lui Ion Iliescu, credibil. Astăzi au apărut contracandidați de conjunctură, aș spune contracandidați care au fost scoși de partide care, neavând scandidați... Căderea popularității dumneavoastră se manifestase, iertați-mă că vă întrerup, se manifestase înainte de a intra în cursă Teodor Stolojan și Muguri Sărescu. Eu nu știu la ce faceți dumneavoastră referire, dacă veniți cu hârtile putem... Sondaje sunt multe, domnul Tucă. Haideți, veniți cu hârtile și discutăm foarte concret. Unde sunt hârtiile cu sondajele? Unde le-am pus? Imediat, domnule... Vă rog. Deci în 99, în octombrie, vă spun din memorie, aveați 20%, erați înaintea domnului Constantinescu, care avea 19 sau 18%, și bineînțeles după domnul Ion Iliescu. Acum în ce lună? Stați că mi se șoptește în casă. În iulie, deci până să intre în cursă ceilalți doi candidați, aveați 10%. Nu, în iulie, după ce a intrat în cursă ceilalți doi candidați, dar uitați-vă că la dumneavoastră în hârtii sunt și ceilalți menționați. Gândiți-vă că acest punctaj care eu l-aveam ca unic contracandidat, repet, de un anumit profil al lui Ion Iliescu, la ora actuală sunt parte între cel puțin 3, dacă nu 4. Intenția de vot la președinție, sondaj 1-8 iulie 2000, mas procente din totalul opțiunilor exprimate. Ion Iliescu 48%, Emil Constantinescu 20%, Corneliu Vadim Tudor 11%, Teodor Meleșcanu 10%, Peter Roman 5%, Teodor Stolojan 3%, nu și anunțase candidatura, era doar o opțiune așa, cum să zic, liber exprimată. Domnul Tucă, problema este că singurul sondaj adevărat este cel al alegerilor. Deci atunci discutăm în momentul în care vor avea loc alegeri și lumea atunci te votează pe oferta ta, pe ceea ce le ofer, pe încrederea că poți să faci ceva pentru... Știam că sunteți bine pregătit, domnule Meleșcanu. Nu, nu e vorba de faptul că... Eu n-am făcut altceva decât să compar două sondaje de opinie. Adică n-am confruntat nicio realitate, două sondaje în care aveați 22%. Păi da, și eu pot să vă fac comparații de diverse sondaje. Cu cifrele și cu statistica, la fel ca și cu sondajele, se poate dovedi orice dorești. Depinde ce doriți dumneavoastră să... Deci eu doresc adevărul, că dacă aș fi dorit altceva, nu mai eram pe aici. Același lucru dorim cu toți și de-aia suntem aici împreună cu dumneavoastră. Deci vreți să-mi răspundeți la întrebare sau nu?
Cum să nu? Cu mare plăcere, v-am spus. Sondaj 27 martie, 2 aprilie, 99 curs. Teodor Meleșcanu, 22%. Sondaj octombrie, 99. Iliescu, 38, Meleșcanu, 22%. Sondaj iunie, 98. Teodor Meleșcanu, 9%. Mă rog, asta nu mai vechi. Astăzi, 10%. Deci, dumneavoastră, spuneți că scăderea de popularitate a intervenit în urma înscrierii în cursa celor doi candidați. Nu numai. Este una din explicații. Alta explicație este un atac extrem de dur care are loc asupra mea, aș spune o agresiune, care are loc de vreo 6 luni de zile, unde toate mijloacele folosite sunt mijloacele, să spunem, foarte clare, destinate să lovească în mine și în partid. Este și asta o explicație. Este și o a treia, faptul că eu sunt unul dintre oamenii care în ultima perioadă, practic cam din mai, am călătorit, am umblat foarte mult în țară și am stat foarte puțin la București și am fost foarte puțin prezent pe ecranele posturilor naționale de televiziune. Deci am fost un om care s-a implicat foarte serios în campania electorală locală. A fost un risc pe care mi l-am asumat. Era firesc, partidul era la prima lui confruntare și mi s-a părut mai important să facă partidul un scor bun decât să mă ocup eu de imaginea. Credeți că mea. Este un motiv acesta? Faptul fără că ați colindat prin țară fără și... Îndoială. Fără îndoială. Înțeles. Fără. Mai mulți analiști spun că această scădere de popularitate pe seama afacerii Costa, unde dumneavoastră ați fost unul dintre cei mai atacați oameni. Adrian Costa, franco-românul, sau cum să-i spunem, franco... Româno-francezul a declarat în numărate rânduri că în spatele acestui partid, Partidul Alianței pentru România, se află domnia sa. Domnia sa vă trimitea fel și fel de mesaje politice și analize. În ce măsură imaginea dumneavoastră credeți acum că a fost afectată de acest scandal Adrian Costa? Repet, nu pot, principală în acest scandal. Nu pot să fac o cuantificare pentru că același scandal care a fost conceput ca element de campanie electorală de candidați care la vremea aceea erau disperați că nu au nicio șansă să intre în turul 2, a fost îndreptat și împotriva celui la candidat, domnul Ion Iliescu, aș spune chiar mai mult, mult mai serios și pe probleme mult mai grele atacat decât eram eu în scandalul respectiv și cu toate astea nu l-a afectat. Deci nu pot să cred că într-un caz e afectat cineva, iar în cazul unei alte persoane, efectul nu mai există. Pentru că, deci am această opinie pentru că oamenii realmente, domnul Tucă, sunt atât de disperați și de necăjiți, încât opinia lor despre politică și despre politicieni nu e bazată pe scandalurile mai mult sau mai puțin inteligente sau mai mult sau mai puțin născocite pe care le fac echipa sau de zbogote, mai mult sau mai puțin conduse face... din umbră. Deci lumea nu pe asta votează. Lumea votează pe capacitatea ta de a le da o soluție la disperarea lor. Pentru că haideți să fim cinstiți. Lumea e disperată. Probabil cei care fac asemenea jocuri politice prin ziare n-au timp să umble. Vă rog să mă credeți, eu sunt un om care umblu și știu că sunt oameni care de 4 ani de zile n-au avut căldură în apartamentele lor, la calafat. Deci oamenii interesează foarte puțin ce idei vehiculează unul sau altul. Interesează bun, da, ce soluție ai la problemele lor. Cetățeanul din Calafat a aflat și el mai mult sau mai puțin despre Adrian Costa. Spuneți-mi, credeți că acest personaj... Cetățeanul din Calafat va vota pentru mine dacă îi dau căldură după 4 ani, anul ăsta, dacă eu am o soluție la problemele lui. Ca președinte mai greu să-i dați căldură și butelii. Spuneți-mi, vă rog... Ba da, pot să o fac în calitatea mea de lider de partid și pot să-i dau altceva. Căldură. În calitate de președinte oarecum mai greu. Spuneți-mi, vă rog, credeți că în această campanie electorală, pentru că în acest moment, campania electorală n-a fost declanșată, propriu-zis. Franco-românul, sau cum vreți să-i spuneți, Adrian Costa, va mai veni cu astfel de materiale, documente? Dar trebuie să-l întrebați pe dânsul și pe cei care să mai vină cu așa ceva? Am aștept să fie scandaluri în cascadă care vor continua. Dacă se epuizează el, va veni altcineva. Adică se vor găsi tot timpul. Nu-mi fac niciun fel de iluzie. Dar, repet, nu asta e problema care mă preocupă pe mine. Am înțeles. Haideți să vedem un scurt material despre lansarea candidaturii dumneavoastră, după care să ne spuneți ce oferiți cetățenilor în cazul în care veți fi ales președinte al României. Materialul. Teodor Meleșcanu ca președinte. Thank you.
Cetățeanul trebuie să fie punctul de plecare și măsura rezultatelor oricărei guvernări. Sunt ferm decis ca astfel să readuc încrederea românilor în instituția prezidențială. Hotărâți să reușesc pentru toți românii. Bravo! Da, cine bătea toaca acolo, domnule președinte? La sunt niște dubași dintr-o comună de lângă Sibiu. Da, a bate toaca e de bine sau de rău? Nu, balon... toacă, nu e toacă, e tobă. Tobă. Zgomotul era mai mult de toacă. Spuneți-mi, cine a avut ideea de numire oferte electorale Alianței pentru România a treia republică? Și mai ales care, care ar fi primele două republici. Mi-aduc aminte că la un moment dat lansaseră dumneavoastră a treia cale. Într-unul din manifestul APR spuneți că în 4 ani orice om va avea veniturile necesare pentru a putea să se hrănească și să se îmbrace pe sine și pe familia sa, să plătească costurile pentru întreținerea locuinței, pentru educație și servicii medicale și să-și permită un concediu de 10 zile în altă localitate decât cea în care locuiește. Domnul Meleșcan, nu v-am votat. Vă mulțumesc, domnul Tucă, mă bucur că spuneți deschis acest păi lucru. Ce să fac, dacă dumneavoastră... Asta este într-adevăr deci, ceea ce să mă hrănesc, să mă îmbrac pe mine și familia mea, să plătesc costurile pentru întreținerea locuinței, educația, servicii medicale și un concediu de 10 zile în afara localității, adică în afara localității Băneasa, deja e prea mult. Nu vi se pare, scuzați-mă, nu vi se pare normal ca un om în România să poată să mănânce, să poată să-și plătească cheltuielile de întreținere a bloc și să-și facă și un concediu de 10 zile, mi se pare ceva extraordinar. Mie mi se pare că este minimum de normalitate pe care trebuie să-l oferim oamenilor. Cum le veți oferi acest minimum? Deci minimul de normalitate pe care îl vom oferi oamenilor, pentru că este unul din proiectele, unul din elementele proiectului nostru, este această schimbare fundamentală pe care am pus-o sub numele de a treia republică. M-ați întrebat de unde vine, cine l-a inventat. Probabil că se vor găsi și aici foarte mulți după aceea care să spună că ei au fost primii care l-au inventat. Ideea noastră, a tuturor celor care am colaborat la elaborarea materialului, a fost că după Republica Socialistă din România și după Republica Tranziției, acești 10 ani pe care am petrecut, e nevoie de o schimbare, de o schimbare pe și care Republica noi am denumit-o. Populară... Noi n-am făcut-o după principii constituționale, deci n-am judecat după câte constituții, care a fost Republică Populară. Știu că sunt băieți foarte isteți și doamne foarte istețe care fac comentarii, dar nu asta a fost preocuparea noastră să facem aici analiză constituțională. Preocuparea noastră a fost să spunem că dorim ca în România să trăim altfel decât s-a trăit în acești 10 ani, dar și altfel decât s-a trăit înainte, în Republica Socialistă. Deci asta a fost geneza, de aici a pornit ideea cu a treia republică. Dar n-ați avut și a treia cale, acum la a treia cale ați trecut la a treia republică. Nu, a treia republică, repet, vrea să dea foarte clar semnalul unei schimbări față de ceea ce s-a întâmplat în regimul Ilescu și Constantinescu și față de ceea ce a fost înainte, Republica Socialistă. În legătură cu modul, sau ce ar trebui să se întâmple în această a treia republică, sunt trei reforme fundamentale pe care le presupune schimbarea aceasta fundamentală pe care noi am numit-o a treia republică. Spuneți-le telespectatorilor cum veți da dumneavoastră, cum veți asigura veniturile necesare pentru a putea să se hrănească și să se îmbrace pe sine și pe familia sa, să plătească costurile pentru întreținerea locuinței, pentru educație și servicii medicale și să-și permită un concediu de 10 zile în altă localitate. Sursele. Deci, imediat. Sunt trei reforme fundamentale pe care le-am propus prin manifestul nostru a treia republică. Prima reformă, reforma guvernării, o a doua reformă, reforma clasei politice și a instituțiilor politice și cea de-a treia reformă, reforma reformei economice. Toate trei împreună astea ne vor aduce la acest rezultat după 4 ani de guvernare. Deci dacă vreți să vă spun cum vom ajunge, dați-mi voie să vă spun în două cuvinte. Am înțeles în mare aveți ceva în întrebarea dumneavoastră care mă îndeamnă să încerc totuși să vă dau un răspuns scurt. Imediat am să vă las. Până atunci, spuneți-mi care sunt mecanismele prin care veți face aceste schimbări profunde de care vorbiți dumneavoastră. Păi v-am explicat că cele trei reforme, deci reforma guvernului. Ca să puneți în aplicare acele reforme, trebuie să participați la guvernare. Și asta înseamnă nu numai să participați la guvernare, ci și să aveți un număr destul de mare de miniștri, adică să aveți o pondere mare în Parlament și în Guvernul României.
sau ca ideile din acest program să fie acceptate și de alții, de alte partide care vor face împreună parte dintr-o viitoare majoritate. Dați-mi un exemplu în care un partid a acceptat ideile altui partid. Păi, un singur exemplu. Da, eu nu cred că cineva în România poate să fie împotriva ideii de a crește nivelul de viață a oamenilor. Nu văd cine ar putea să fie. Dacă este, nu are ce căuta în politică. E vorba de cum se face acest lucru. Să se ducă la țară, domne, în altă parte, la muncă. Dacă vrea să fie în politică, trebuie să fie preocupat de o îmbunătățire a vieții. Deci aici nu văd că ar putea să fie cineva. Spuneți-ne cum veți reuși acest lucru. Păi, cum să spun, constituțional deci, e foarte greu. Spuneți-ne în cazul în care cineva ar accepta... Probabil vi se pare dumneavoastră greu. Nu e absolut deloc greu din punct de vedere constituțional. Este foarte simplu din punct de vedere. Va trebui să faceți dumneavoastră guvernul, domnul Mareșcan. Nu, va trebui creată o majoritate coerentă și stabilă... Care să preia programul dumneavoastră. Nu programul nostru, care să preia principalele idei, dacă vreți, și mecanisme din programul nostru. Nu trebuie să preia programul nostru. Domnul președinte. Este suficient să fie de acord cu lucrurile fundamentale care fac parte de programul. Ajungem și la lucrurile fundamentale, spus că vreți să spuneți ceva pe scurt. Dați-mi voie, deci, pe scurt, pentru că primele două elemente care le-a spus se refereau la hrană și la asigurarea costului locuinței, spuneți. Deci primele două elemente. Vreau să vă spun că, dintr-o analiză foarte sumară, veți vedea că în România, la ora actuală, jumătate din venitul unei familii merge pe mâncare, și jumătate din venitul unei familii merge pe cheltuielile de întreținere, utilitățile publice. Cu măririle, ultimele măriri de prețuri, probabil că va fi chiar mai mult. Partea din bugetul familiei care va fi cheltuită pe cheltuielile de întreținere va merge mai mult la 60-65%. Ca să vă dau un exemplu, deci un pensionar cu o pensie de 750.000 de lei, o pensie obișnuită în România, care locuiește într-o garsonieră singur, nu-i vor ajunge banii nici măcar să-și plătească cheltuielile de întreținere. Deci prima, una din măsurile, pentru că m-ați întrebat cum se va face, va fi aceea de a restructura cheltuielile și de a reduce ponderea cheltuielilor de mâncare și de întreținere în venitul familial. Pe scurt, ieftinirea mâncării și ieftinirea utilităților. Asta este unul din modalitățile pe care putem de la realiza Măgureanu. Acest obiectiv. Domnul Măgureanu ne-a promis, când eram noi mai săraci, mâncare multă și ieftină. Se poate. Eu însă vreau să vă spun cum vom face acest lucru. Cum veți face? Deci, în primul rând, mie mi se pare indecent ca în România să pun pe mâncare TVA 19%. La fel ca pentru mașinile Mercedes. Veți scoate TVA-ul? 5% la alimente. Este una dintre primele măsuri care vor ieftini, deci, cu aproximativ 15% costul mâncării. Și de unde veți compensa veniturile la bugetul statului? Anu, asta sunteți foarte interesat de asta. Dați-mi voie să vă spun foarte pe scurt. Mie să nu fie foarte ieftină mâncarea și să dau foarte mult pe mersul pe jos, domnul Mărișcan. Nu, pentru că veți avea bani ca să vă faceți concediu și să vă cumpărați mașină, domnul Tucă. Și asta va crea posibilități ca economia să se relanseze. Diferența, 15% la TVA, de unde veți atrage acești bani la deci bugetul statului? Deci dați-mi voie să vă explic extrem de simplu. Sunt trei lucruri pentru care eu voi insista ca impozitele să fie joase în România. Cine v-a făcut programul economic? Programul economic l-am făcut noi. Noi cine? Noi... Păi noi suntem și noi. Dumneavoastră, doamna suntem Felicia, un partid cine? Structurat, vă mulțumesc foarte mult și v-aș rămâne recunoscător ca în dialogul nostru politic să lăsăm familia deoparte. Mie puteți să-mi spuneți orice. Că eu am intrat în politică asumându-mi clar riscul ca toată lumea să mă ia să mă dea de toți pereții. Nu sunt de acord. Dar cu familia mea, vă rog foarte mult, nu sunt de acord. Să nu amestecați. Deci dacă aveți dumneavoastră ceva, ați amestecat. Îmi spuneți mie. Dumneavoastră... Nu, eu n-am amestecat-o niciodată. Domnul președinte. Oricum, nu în emisiunea din seara asta. Atât... Vă rog să mă credeți. Absolut. Deci, domnul Tucă, dacă vrei să mă înțelegi bine, eu am închis. M-a întrebat un alt lucru. M-a întrebat cine l-a făcut. Deci vreau să spun că păi acest vreți să lămurim problema cu soția și cu fica dumneavoastră care a fost pe scenă la lansare? Nu, să lămurim un singur lucru. Ele nu au ce să caute, nici familia, nici rudele mele, nu au ce să caute în discuțiile despre politică. Deci vreți să mă atacați? Atacați-mă pe mine, că de-aia eu sunt în politică. Eu nu vreau să vă atac, absolut deloc. Nu, domnul Tucă, haideți să întoarcem aici pagina. E păcat să continuați pe aceeași cale. Vă rog să mă credeți. E a treia cale, domnul Mărișcan. Nu e a treia cale, este o cale pe care eu nu o accept, să știți. Deci, eu nu vreau să vă întreb dacă ați implicat sau nu soția sau fica, pe soția sau pe fica dumneavoastră în politică. Nu, m-ați întrebat dacă l-a făcut nevastă mea, domnul Tucă. Nu v-am întrebat. Nu, asta m-a întrebat. V-am întrebat? Nu, domnul Tucă, dumneatale ori nu-ți aduce aminte, eu v-am întrebat ori vrei să faci aici un show Tucă, în care, pe care poți să-l faci, dar fără mine. Eu nu vreau să fac niciun Iartă-mă. Show. Eu v-am întrebat. Deci la întrebarea mea... Cine a făcut programul am economic? Am spus noi și dumneatale m-a întrebat nevastă ta. Pe noi cine?
Noi înseamnă Partidul Alianța pentru România. Cei care figurăm aici pe frontispiciu. Există vreun economist șef al partidului? Există ceva de genul ăsta? Domnul Tucă, noi nu facem, nu suntem alimentare să avem economist șef. Noi suntem, că a fost... Haideți, domnule, să ne înțelegem. Noi suntem un partid care are niște structuri de conducere. Așa. Deci acest program este elaborat și aprobat de Biroul Executiv al Partidului Alianța pentru România și discutat cu toți liderii și comitetele județene. El nu este făcut pe baza unor utopii sau idei. El este făcut pe baza discuțiilor cu oamenii și, în primul rând, cu cei care au preocupări în domeniul economic. Asta este. Foarte simplu. Dar întrebările întrebările astea vi le-a făcut soția dumneavoastră? Da, soția. Păi, da, știți că nu mă pricep la întrebări politice. Rugați să ia legătura cu nevastă mea și poate fac împreună. Nu numai în seara asta, de obicei în fiecare seară îmi face să îmi face mare plăcere. Așa. Întrebarea mea nu era întâmplătoare, pentru că dumneavoastră ați avut o campanie în stil american și semăna foarte mult cu democrații. Acolo Gore și-a adus și soția și fiica în campania prezidențială. De-aia v-am pus întrebarea. Eu renunț la această întrebare. Pentru dumneavoastră. Nu, mă deranjează teribil faptul că în România nu există nici măcar un minim respect pentru fiecare dintre noi. Repet, noi doi ne putem certa. Ce legătură are asta cu ce v-am întrebat eu? Are o legătură pe care dumneavoastră o simțiți foarte bine și pe care oamenii o intuiesc foarte bine. Eu dacă vreau să întreb ceva de soția dumneavoastră, v-am întrebat și în altă emisiune și v-am întrebat dacă nu cumva în spatele soției... M-ați invitat ca să discutăm despre nevastă mea sau să discutăm despre oferta Alianței pentru România? Despre oferta Alianței pentru România. Atunci vă rog frumos să discutăm despre oferta Alianței pentru România. Eu am renunțat la idee, v-am zis că tocmai de asta nu o să vă întreb. De ce soția și fiica dumneavoastră au fost pe scenă acolo unde dumneavoastră ați fost lansat ca președinte, ca și candidat? Dar nu m-ați întrebat asta, domnul Tucă. Eu asta am vrut să vă întreb. Nu asta m-ați întrebat, domnul Tucă. Ați avut o campanie... Dumneavoastră m-ați întrebat dacă nevastă mea mi-a făcut programul. De ce asta m-ați întrebat? Domnule, v-am întrebat cine noi. Haide, domnul Tucă. Eu v-am întrebat cine noi. Haide, domnul Tucă, haide să o întoarcem, las-o că o întoarcem atale ca la Caracal. Las-o aici să o întoarcem ca la București. Și dumneavoastră ați întors-o la Caracal, că a fost nașa acolo la o familie de țigani. Bun, vă rog să continuați despre... Am fost și mi-a făcut mare plăcere. Domnul Meleșcan, nu e foarte greu candidatura la președinție, nu e atât de ușor. Nu e grea deloc dacă oamenii vor într-adevăr și sunt interesați să aibă o discuție în care să pot să-ți prezinti ceea ce vrei economic. Să faci. Domnul Tucă, ce pot eu să vă spun despre programul economic? Programul economic prevede un lucru foarte simplu, și anume că după 10 ani în care în România nu am făcut altceva decât să împărțim pe diverse criterii ceea ce am moștenit de la regimul trecut, propunerea noastră, oferta noastră, este ca din nou în România să fim preocupați și de altceva. De a produce România. În afară de scăderea TVA-ului la alimente de la 19% la 5%, ce altceva nou veniți? Păi ar trebui să vă prezint toată ideea. Deci venim cu o concepție foarte simplă. Oferiți mâncare ieftină și... Acum, scuză-mă, vrei să-mi dai voie și mie un minut să-ți răspund la întrebare? Vă rog. Pot să taci un minut? Vă rog. Ei, atunci avem voie o să-i rog pe colegii mei să-mi taie microfonul un minut. Pot să spun două vorbe? Deci, întreaga noastră concepție în legătură cu reformei economice pornește de la ideea de a relansa piața internă, care este singurul suport pentru creștere economică. Deci, viziunea noastră este, spre deosebire de toate celelalte partide care vorbesc de creștere aici, creștere acolo, este de a recrea piața internă în România. Recrearea acestei piețe interne este baza pe care se va construi și dezvoltarea economică durabilă pe care o vedem. Dacă vă interesează cum se poate face această reconstruire a pieței economice interne, elementele sunt simple. În primul rând, prin crearea de venituri suplimentare, locuri de muncă suplimentare și creșterea în general a salariilor. În al doilea rând, prin restructurarea acestor cheltuieli de care vă vorbeam, astfel încât oamenii, pe lângă acoperirea cheltuielor de întreținere și a cheltuielor de hrană, să poată cumpăra și bunuri de folosință îndelungată, să-și petreagă un concediu de 10 zile, ca au cu toții dreptul, și în al treia rând, prin stimularea investițiilor, investiții străine și investiții locale. Deci astea sunt metodele, mijloacele prin care noi propunem recrearea unei piețe economice interne, valabile, pe care să se construiască dezvoltarea economică în România. Spuneți-mi, care ar fi argumentele de care dispuneți în legătură cu acuzațiile la adresa premierului Mugurisescu, care a folosit fonduri publice în campania sa electorală? La ce argumente? La ce acuzații? Ați făcut astfel de acuzații la adresa lui Mugurisescu? Eu n-am făcut niciun fel de acuzații. Eu am făcut o declarație foarte clară în care mi-am spus că pentru mine lucru, dacă vreți, care ridică anumite probleme,
este faptul că în momentul în care premierul a devenit și candidat, foarte multe din măsurile lui pot fi interpretate în acest sens. Dați-mi voie să vă dau un exemplu. S-a deschis o linie pe banii guvernului în care primul ministru discută cu cetățenii. Păi de ce a avut nevoie să aștepte acum? Păi primul ministru a trebuit să discute să cu cetățenii tot timpul. Exact. Am înțeles. Spuneți-mi, sosirea lui Viorel Cataram în Alianța pentru România suplinește plecarea unor oameni de afaceri care au... În niciun caz. Din APR, Mihai Cuptor, Mateescu, Bălănescu, Mugurel, Vintină... Haideți să ne înțelegem, nu putem discuta în termeni ăștia. Aici deci nici vorba prăbălie, de așa ceva. Nici vorba de așa ceva, el suplinește mult mai mult și încă vreo 20 ca ăștia dacă ar fi plecat. Spuneți-mi, domnul Iosif Boda a declarat că plecările din APR au fost gândite dinainte și ele nu sunt deloc spontane. E adevărat? Credeți în acest lucru? Pe asta trebuie să-l întrebați pe domnul Iosif Boda. Eu nu pot să vă fac asemenea aprecieri pentru că nu am asemenea elemente. Oamenii au plecat că s-au supărat, că n-au mai fost vicepreședinți. Noi am avut 17 vicepreședinți. Din 17 am restructurat conducerea partidului ca să facem o treabă care să funcționeze. Și au rămas 5. Păi din aia alți 11, 12 care au rămas pe din afară, doi s-au supărat și au luat jucăriile și au plecat. Dacă asta a fost gândită dinainte sau nu, mi-e greu să vă spun. Care este parfumul pe care îl folosiți și ce mașină personală aveți? Deci eu ca mașină personală am un Cielo, DU Cielo. Este mașina familiei mele, pentru că așa spune reclama. Și ca parfum... Drept să vă spun, nu știu care e ultimul, parfumul mi-l ia nevastă mea, ca să vă fac plăcere pentru o emisiune viitoare. Nu am nimic, absolut nimic cu soția noastră, mi se pare un profesionist foarte bun de televiziune, însă dumneavoastră ați amestecat lucrurile, e treaba noastră. Nu, domnul Tupă, deputatul... te rog eu frumos, măcar ai bunăvoința și recunoaște că ai făcut o chestiune inelegantă față de mine. Dacă recunoști... Dacă vreți dumneavoastră recunoști. Mulțumesc însă... foarte mult. Cum să zic, de dragul dialogului, însă n-am vrut să ating acest lucru. O să avem caseta și o să vă punem. Deputatul Nicolae Popa a anunțat recent, nu întâmplător v-am pus această întrebare, deputatul Nicolae Popa a anunțat recent că în cazul în care APR va ajunge la guvernare, va fi instituită taxa pe lux, adică pe mașini, vile și cosmetice. Cum comentați acest lucru? Păi comentez că face parte din principiile noastre fundamentale. Începusem să vă spun că trei lucruri vor avea impozite foarte joase în România. Și astea sunt investițiile, munca, salariile, deci, și consumul de alimente și produse de bază. Și trei lucruri vor avea impozite mai mari decât au acum. Consumul de lux, proprietatea și veniturile care nu provin din muncă. Și vi se pare că parfumul intră în această categorie a produselor de lux? De asta va trebui să o hotărască cei care vor face grila de impozitare. Asta propune domnul Popa, deputat. Dacă este franțuzesc sau de import și foarte scump, da. Am înțeles. Publicitate și revenim după aceea cu discuția. Lumea modei e nemiloasă. Prezentări peste prezentări, ședințe foto prelungite, hainele se pătează și trebuie spălate de multe ori. Dar eu trebuie să le păstrez ca noi pentru prezentarea de gală. De aceea folosesc Ariel. Noul Ariel e mai mult decât un detergent care spală impecabil. Formula sa unică Vitactiv ajută țesătura să-și mențină rezistența mai multă vreme. Ariel mi-a păstrat colecția ca nouă pentru prezentarea de gală. Asta înseamnă să ai succes. Eu dau viață hainelor mele și Ariel o protejează. Ariel, pentru ca hainele tale să arate ca noi mai multă vreme. Aceasta este cu adevărat șansa mea. Te vei descurca. Uneori fiecare are nevoie de puțin ajutor pentru a avea succes. Pentru a obține acest post, trebuie să creezi o impresie bună. Tu mă impresionezi întotdeauna. Acest deodorant antiperspirant eficient reglează procesul transpirației, ajutând la prevenirea mirosului neplăcut. E ceva nou? Nou și cu adevărat eficient. Pot să-l folosesc și eu? Nu, e doar pentru femei. Noul Secret pentru femei. Nivelul pH-ului la femei poate fi diferit de cel al bărbaților. Secret ajută la restabilirea echilibrului pH-ului, protejând eficient împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Vei reuși. Nu am nicio îndoială. Secret. Atât de puternic, atât de feminin. Gardul Shell Smart.
Un nou program de recompensare a clienților noștri. Când faceți plinul la Shell, primiți puncte gratuite pe cardul dumneavoastră. Puteți transforma aceste puncte în cadouri din catalogul Shell Smart disponibil în benzinăriile noastre. Și atunci când spălați mașina la Shell, primiți puncte. Dacă vă este foame, opriți-vă la Shell. Pe măsură ce vă umpleți coșul de cumpărături, primiți puncte. Întrebați chiar astăzi la orice benzinărie Shell de cardul Shell Smart. Cardul Shell Smart. Fă-ți plinul de puncte. Trei culori cunosc pe lume. Tele Eurobingo le-a lansat. Dacă joi le ai pe toate, ești de trei ori câștigat. Joi la Tele Eurobingo 2, cartonul roșu e biletul de acces la senzaționalele premii de pe panou. Ai și cartonul albastru pentru duminică? Ura! Alegi din nou! Și dacă ai și carton verde pentru partida aniversară din 24 septembrie, sărbătorești un nou câștig ales de pe panou. Joi, la Tele Eurobingo 2, fără nicio îndoială, premiile se întreiesc! Mini-benzinăria transportabilă Microsta 12, produsă de Confin Câmpina, și-a dovedit eficiența deosebită prin toate cele peste 150 de exemplare realizate pentru benzinăriile de pe întreg teritoriul țării. Mini-benzinăria Microsta 12 este o instalație completă, furnizată la cheie, iar componentele de import Germania îi asigură un nivel maxim de fiabilitate și de securitate. Investiția se poate amortiza în numai 3 ani de exploatare. Continuăm emisiunea din această seară, invitat domnul Teodor Meleșcanu, candidat la președinția României din partea Alianței pentru România. Domnule președinte, de ce doriți crearea Parlamentului unicameral? Este una dintre propunerile cele mai interesante și nu faceți acest lucru de ieri, de astăzi. Mi-aduc aminte, chiar pe la începutul anului ați venit cu această propunere. Parlamentul unicameral și vot uninominal. Ar fi foarte multe de spus. Parlamentul unicameral are un mare avantaj, în primul rând, că simplifică foarte mult procesul legislativ. România are nevoie acum de legi, are nevoie de legi repede. Un parlament bicameral înseamnă dublarea procesului. În al doilea rând, un parlament unicameral reduce foarte mult cheltuielile, aș spune, deși nu e lucru cel mai important, dar reduce oricum povara pe care cheltuielile, să spunem, de acest tip le reprezintă asupra bugetului. Iar în ceea ce privește votul uninominal, el are foarte mari, după părerea mea, avantaje. În primul rând, asigură venirea în Parlament a unor oameni pe baza calităților lor personale, a modului în care sunt percepuți de oameni și nu pe baza listelor de partid. În al doilea rând, strânge foarte mult legătura dintre alegător și ales, responsabilitatea celui care este ales în Parlament față de alegători. Și, fine, în al treilea rând, sprijină foarte mult concentrarea forțelor politice și reducerea numărului mare de partide pe care sistemul acesta de vot pe listă le încurajează. Deci, după părerea mea, reforma clasei politice nu poate fi concepută fără o reformă a Parlamentului și fără o reformă a sistemului de vot. De altfel, în programul nostru am propus ca alegerile din 2004 să fie alegeri făcute pentru un parlament unicameral și pe bază de candidaturi uninominale. Credeți că veți găsi parteneri în viitorul parlament, în viitorul Aceasta guvern? Va fi una din condițiile noastre pentru participarea la guvernare. Vom insista asupra acestei reforme a sistemului politic și a parlamentului. Deci veți participa la guvernare dacă se iau în considerare aceste propuneri ale dumneavoastră. Cu câteva zile înainte a Convenției Naționale Extraordinare a Partidului Noastră, Marian Enache era pe punctul de a părăsi partidul, cel puțin asta spuneau, să spunem, vocile rele. Numirea lui în funcția de prim vicepreședinte al APR s-a făcut sub presiunea acestui posibil gest? Domnul Marian Enache nu a fost numit, dânsul a fost ales în această funcție, nu cunosc... Propunerea pentru a fi ales a fost ales. Nu cunosc informațiile la care faceți dumneavoastră referință, deci... În ceea ce mă privește, e un lucru foarte practic pentru mine. Intrarea în cursa prezidențială înseamnă, din punct de vedere personal, o posibilitate, să spunem, mai redusă de a mă ocupa de toate problemele pe care le implică activitatea de lider de partid și în condițiile desemnării mele în calitate de candidat prezidențial, am insistat ca partidul să ocupe postul de prim vicepreședinte, astfel încât cel care este prim vicepreședinte să preia în cea mai mare măsură
hai să spunem, responsabilitățile care revin unui lider de partid și care nu sunt deloc puține. Aceasta este explicația pentru propunerea care am făcut-o și eu și sprijinit de mai mulți colegi în legătură cu alegerea domnului Marian Enache și îmi face plăcere că acest lucru s-a realizat. Pe seama cui puneți plecarea din partid, părăsirea partidului a domnilor Adrian Bălănescu, Mugurel Vintilă, Cătălin Cruitoru, Mihai Erbașu, Mihai Cuptor, Ion Mateescu, Cristian Riza și, mă rog, domnul Coșa a plecat de mai multă vreme? Păi, e un fel de ghiveci. Domnul Erbașu, din câte știu, n-a plecat. Dacă aveți noutăți, spuneți-mi, eu vă sunt primul recunoscător. Deci domnul Erbașu nu mai este președinte. Convenția dumneavoastră acum? Nu, dar de motive întemeiate. E în concediu în străinătate. E greu să vină totuși. Așa. 10 zile sau mai multe? Nu, dânsul face parte din categoria celor care își petrece concediu, poate să-și permită un concediu mai mare de 10 zile. Eu v-am explicat în cazul domnilor Bălănescu și Vintilă faptul că nu s-au mai regăsit printre cei 5 vicepreședinți din 17, v-am explicat. Partidul a trebuit să fie restructurat. Deci acest lucru i-a determinat să plece din partid? Faptul că altă explicație nu văd. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, tot în legătură cu aceste plecări, nu cumva dumneavoastră ați mers prea mult pe candidatura la președinție în ceea ce vă privește și partidul ați neglijat? Țin minte că la un moment dat Partidul Național Liberal v-a făcut propunerea de susținerii domnului Teodor Stolojan la președinție și n-ați acceptat acest lucru. Nu, eu nu asta nu a fost o decizie a mea, a fost o decizie a colegilor de partid. Eu cred că cea mai bună dovadă că nu am neglijat partidul a fost faptul că în această perioadă singurul partid în afară de PDSR care a depus liste complete pentru alegerile locale în aproape toate localitățile, 90% din localități, este Alianța pentru România. Și în al doilea rând, după părerea mea, rezultatul foarte bun înregistrat de partid în alegerile locale, cred că mă scutește de comentarii. N-am eu pretenția că aceste rezultate mi se datorează numai mie, dar se datorează unei structuri cum este partidul și fără îndoială că la buna funcționare acestei structuri am avut și eu contribuția mea. 25 august 2000 a avut loc o întâlnire între dumneavoastră și domnul Ion Iliescu, președintele PDSR, în urma căreia s-a invocat necesitatea normalizării relațiilor dintre cele două partide. Există să spunem, un dialog normal astăzi între partidul dumneavoastră și partidul condus de domnul Ion Iliescu? După această discuție există o normalizare a relațiilor în sensul că ne acceptăm ca două partide, repet, două din cele mai, din primele trei din România, asta este adevărul, ne acceptăm ca atare și ne acceptăm și cu faptul că avem lucruri în comun, dar și cu faptul că avem abordări diferite. Pentru mine este un lucru important și mai important este că acest dialog ne poate permite în viitor, după alegeri, posibilitatea de a vedea împreună ce se poate face și cum putem colabora, fie într-o majoritate, fie ca partid în majoritate sau în opoziție, dar de a colabora pentru, repet, rezolvarea problemelor extrem de grave cu care oamenii sunt confruntați. În fond, lumea așteaptă de la noi soluții, nu tipul acesta de discuție care e formată din bârfe, anecdote, tot felul de chestiuni care realmente vă rog să mă credeți că nu știu ce importanță au pentru cei care ne ascultă. Spuneți-mi, bârfele și anecdotele la care vă referați, de unde provin? Păi de la dumneavoastră, de unde poate să provină? Eu n-am adus niciuna în discuție. Care, la care bârfă vă referiți? Păi, nu știu, văd că aveți tot felul de întrebări despre aiurea plecări. Nu, dar cum să vă spun, n-am inventat noi la Alianța pentru România acest lucru. Într-un partid lumea vine de o firmă comercială. Venirile și plecările. Nu le-am inventat și noi. Și la ce bârfă vă referiți? Mie mi se pare că întrebările au avut. Mi-a spus că a plecat domnul Cuptor, că a dat demisia cu un an și ceva. Nu, realmente nu înțeleg care este. Deci, care a fost ultima ședință la care a participat domnul Cuptor? Știu că mai bine de un an și ceva în urmă n-am mai văzut. Dar haideți să ne înțelegem totuși ce vă interesează pe noastră și încerc să vă răspund. Reveniți a treia oră cu aceeași întrebare. La care vă referiți? La întrebările de acest tip, cu plecări, cu
N-am înțeles, deci care este problema? Vă interesează cum... Eu n-am nicio problemă, că de la mine din partid n-a plecat nimeni. Problemele sunt la dumneavoastră. Nu, noi nu avem niciun fel de probleme. De la noi din partid vine lumea, pleacă, cine... Dacă nu aveți nicio problemă, domnul Mureșcanu, înseamnă că e foarte bine. Spuneți-mi, domnii Iosif Boda și Viorel Sălăgean, doi membri de bază ai partidului care v-au însoțit la plecarea din PDSR, au probleme cu obținerea unor locuri eligibile pe listele electorale? Toată lumea în Alianța pentru România are probleme cu obținerea de locuri în Parlament, pentru că noi nu avem locuri pe care le-am moștenit sau le avem consolidate. Deci, partidele mari care au participat la alegeri cu un electorat stabil au locuri eligibile. La Alianța pentru România toată lumea va trebui să se bată pentru a obține un loc în Parlament. Nu de dragul de a avea un loc în Parlament, ci pentru a putea pune în aplicare acest program care vrem să fie un program în folosul oamenilor. Dacă să-l putem aplica, așa cum spuneați și dumneavoastră, trebuie întâi să ajungem să fim și noi în poziția în care putem să hotărâm atunci când e vorba de o decizie economică, de o decizie de natură socială în România. Deci nimeni nu are fotolii rezervate în Alianța pentru România. Cine este persoana la care v-ați gândit pentru postul de prim-ministru, în cazul în care veți ajunge președinte? La un moment dat se vorbea de un șef de la... A, nu, am dat mai multe exemple. Ce am vrut să spun... Tuborța, de la Ursus. Nu, vă mulțumesc, dar nu avem voie să facem reclama mascată. Deci, haideți să ne înțelegem. Eu am... Era pe vremea modei cu tandemurile. Tandemurile, exact, președinte, prim-ministru. Exact. Eu am subliniat că pentru mine e esențial... este faptul de a avea nu un tandem, ci o echipă. Deci o echipă de oameni care să fie capabili să pună în practică un program foarte ambițios, cum e programul economic al partidului Alianța pentru România. Și am dat diferite exemple. Am spus că trebuie să fie un om tânăr, un om care să aibă experiență de business, un om care să fie reușit în cariera lui. Mie mi se pare pur și simplu prematur să vin să avansez cu liste de prim-ministru, să trecem prin alegeri, să facem un rezultat bun și vă asigur că sunt în România oameni capabili să ocupe acest post. Eu pot să vă dau două nume imediat, și Teodor Stolojan și Mugur Isărescu, vă asigur că vor fi buni prim-ministri. Da, e foarte interesant ceea ce spuneți. Vă gândiți la o coaliție înainte de alegeri? În niciun caz. Deci Alianța pentru România va participa la alegeri cu programul său, cu acest manifest a Treia Republică pe care vă rog să-mi permiteți să... Spuneți-mi, vă rog, în acest manifest, care este cheia acestui manifest, cheia pe care, cu care să poată să deschidă populația drumul către Alianța pentru România și Teodor Meleșcanu? Cheia acestui manifest este încrederea în schimbarea totală a guvernării, care va trebui să fie acum o guvernare în folosul cetățeanului. Deci în toți acești 10 ani, guvernarea a avut doar obiective mari. Macrostabilizare, restructurare, privatizare, reechilibrarea balanței de plăți. Propunerea fundamentală pe care oamenii trebuie să o înțeleagă de la noi este că noi dorim, fără a pune deoparte aceste lucruri, să concentrăm guvernarea pe problemele reale ale oamenilor. Și pornind de aici să vedem cum putem să rezolvăm, aceste lucruri prin toate mecanismele economice. Ca în reportajul pe care l-am plecați de la nevoia cetățeanului. În primul rând, pentru că pentru noi cetățeanul trebuie să fie și scopul final și lucru de la care pornim în orice, și ca să fie în același timp și măsura activității politice. Iertați-mă, o politică pentru mine, care nu mi-aduce mie o viață mai bună, este o politică proastă, indiferent pe ce se fundamentează și cum o caracterizează unul sau altul. Deci vreau ca oamenii să înțeleagă, cei care ne ascultă, că Alianța pentru România dorește o schimbare a politicii astfel încât ea să țină seama de interesele dumneavoastră, ale cetățeanului și după aceea de celelalte elemente, domnul Tucă. Domnule Meleșcanu, vă mulțumesc și vă doresc mult succes în campania. Vă mulțumesc că avem nevoie. Cu sprijinul dumneavoastră se va rezolva. Mulțumesc mult de tot. Publicitate, după aceea ne întâlnim la partea a doua a emisiunii. Invitați Marian Munteanu, Virgil Măgureanu și domnul Tabără. I said aloha. It's done. She didn't feel a thing. All I can tell you is that I killed her last night. Capitolul 1. Ai o mamă care te terorizează. What?
introduce Esper. N-ai prieten? You got a killer for me, Larry. N-ai talent? Hitchcock. Se poate și mai bine. Capitolul 1. Ai talent? Wet and hot. N-ai noroc? You want out of this? Yes. Well, then fulfill your end of the bargain. Intri într-o mare încurcătură? Se poate și mai bine. Here, use this. Să recapitulăm. Danny DeVito, nominalizat la Globul de Aur. Ellen! Mom, you're alive! Billy Crystal, mai comic ca niciodată. Ann Ramsey. I'm gonna kill the bitch. You stay away from me, you murder! Nominalizată la Oscar și Globul de Aur. Și o situație plină de neprevăzut. În regia lui Danny DeVito, arunc-o pe mama din tren. Marți, la Antena 1. Trei culori cunosc pe lume. Tele Eurobingo le-a lansat. Dacă joi le ai pe toate, ești de trei ori câștigat. Joi, la Tele Eurobingo 2, cartonul roșu e biletul de acces la senzaționalele premii de pe panou. Ai și cartonul albastru pentru duminică? Ura! Alegi din nou! Și dacă ai și carton verde pentru partida aniversară din 24 septembrie, sărbătorești un nou câștig ales de pe panou. Joi, la Tele Eurobingo 2, fără nicio îndoială, premiile se întreiesc. Decât să facă ei politică, mai bine o facem noi. La Radio Romantic, 100 de grade Celsius, un talk show politic pentru un radio normal. De luni până vineri, de la 17 la 18, la Radio Romantic. Zic și semnez, cu drag, a dumneavoastră, Anca Pere. Da, continuăm emisiunea din această seară. Invitații din partea a doua emisiunii sunt domnul Virgil Magureanu, copreședinte al Alianței Naționale, domnul Valeriu Tabără, la fel copreședinte al Alianței Naționale și un candidat surpriză la președinția României din partea Alianței Naționale, candidatul Marian Munteanu. Bine ați venit, domnilor, în studioul nostru. Aș vrea să trecem direct la întrebări, pentru că timpul nu ne permite de această dată. Probabil că vom avea și altă ocazie de a sta de vorbă cu candidatul nostru mai pe larg. Domnule Marian Munteanu, cineva a spus că odată cu desemnarea candidaturii dumneavoastră, domnul Virgil Magureanu v-a înaintat în grad. În primul rând, desemnarea candidaturii de către Alianța Națională, o surpriză, așa cum s-a comentat. Cred că este o surpriză, mai ales în sensul că este primul gest de curaj din partea unei formațiuni politice. De curaj și de deschidere. Pentru că Alianța Națională mi-a făcut această invitație, care este onorantă, de a candida la președinția României, însă în același timp a făcut și invitația către societatea civilă, către oamenii neimplicați politic, către specialiști, către generația tânără, să se implice în sfârșit, după 10 ani, în viața noastră politică. Deci, eu zic că este un lucru pozitiv. Niciun partid politic, după știința mea, până în acest moment, nu a făcut un asemenea gest, mai ales că este un gest absolut necondiționat. În sensul că Alianța Națională își deschide astfel porțile, lasă loc inițiativei oamenilor din diverse domenii de activitate, și în special lasă loc afirmării generației tinere, oamenilor care în ultimii 10 ani s-au afirmat în viața noastră socială, în viața noastră economică. Deci este un act de curaj, pentru că după câte s-a observat în ultimii 10 ani, politicile diverselor partide se bazau pe alt gen de selecție a persoanelor care erau susținute. Consiliile Naționale reunite au aprobat candidatura dumneavoastră, a domnului Marian Munteanu, la președinția României din 642 de voturi. S-au înregistrat 44 de voturi împotrivă și 38 de abțineri. Iată, a fost propus ca și candidat cu un număr destul de mare de voturi. Domnule Măgureanu, a cui a fost ideea? Ideea... V-a surprins întrebarea mea? Nu, bănuiesc că nu. Cât de puțin, mi s-a mai pus. Ideea și eu de obicei pun întrebări care s-au pus. Colegilor noștri din PUNR și a fost, după câte știu, întâi inițiativa domnului Mircea Druc, președintele Consiliului Național la PUNR.
A fost un contact în urmă cu două săptămâni pe această temă, în care domnul, i s-a făcut pentru prima dată domnului Marian Munteanu o asemenea ofertă. Din partea dumneavoastră, domnul, din partea PUNR-ului sau din partea celor două partide care formează astăzi Alianța Națională? Cum stau lucrurile? Deci este vorba de o propunere din partea PUNR-ului, dar ea a fost avizată de Consiliul de Birourile Permanente Reunite și de Consiliile Naționale ale celor două partide. Corect. Da. Vreau să vă spun că dialogul cu domnul Marian Munteanu l-am avut încă înainte de alegerile de la București. Am înțeles. Deci a fost. V-ați decis greu, domnule Munteanu, să acceptați această candidatură după a schibzui mult până să spuneți da, sau a fost o chestiune de moment care v-a făcut să luați această hotărâre de a candida? Totuși, sunteți un candidat foarte tânăr la președinția României, aveți 38 de ani. Sigur că am reflectat cu privire la această propunere. Mi-am dat seama că este o acțiune foarte dificilă. Era evident că ea va produce anumite neînțelegeri. De aceea profit de această ocazie să subliniez încă o dată că acest gest politic vizează, de fapt, categorii largi de oameni. Repet, oameni care nu s-au implicat în politică, oameni care ar dori să, și-au dorit să contribuie la mai binele societății noastre, dar care efectiv nu au fost lăsați. Ce înseamnă vizează un... În sensul adică că ce? Alianța Națională și-a deschis porțile atât în ceea ce privește susținerea unui candidat independent politic, da, cât și pentru angajarea unor specialiști, unor profesioniști pentru funcții parlamentare și, în perspectivă, pentru funcții executive după alegeri. Deci acest mesaj nu se restrânge la o candidatură, fie ea și surprinzătoare, ci la o deschidere către foarte mulți oameni provenind din diverse medii sociale, economice. Aceste lucruri vor fi mai clare după ce această operațiune declanșată practic ieri va face primii pași și veți vedea numeroase alte aparent surprize, pentru că de fapt nu sunt surprize. De fapt, sunt gesturi firești ale unor oameni care se vor decide de această dată, având garanția că nu mai au de-a face cu un partid politic care să-i pună în Parlament să voteze după cum dictează nu știu ce telefon, să-i nu mai pună într-o funcție ca să facă ceea ce hotărăște nu știu ce Consiliu Politic, ci să-și facă efectiv meseria, să-și facă profesia. Dumneavoastră, la 10 ani de la evenimentele acelea din iunie 90, veniți cu... Să spunem că o imagine schimbată atunci și erați oarecum mai rebel, astăzi sunteți... Eram student. Erați student, astăzi sunteți om de afaceri. Cristian Pațurcă spune despre dumneavoastră, vreți să știți ce spune? Dacă dumneavoastră credeți că telespectatorii trebuie să știe, nu e nici fel de problemă. E un fel de, cum să zic... Portret. Vă facem un portret foarte interesant pe care aș dori să-l comentați. Vă rog. Marian Munteanu nu poate fi președinte României pentru că datele morale nu-i permit. A fost coleg dumneavoastră de piața universității, de-aia vă zic. Eu continui să merg în blugi, el se plimbă cu limuzina și este înconjurat de gărzi de corp. Cei drept n-am văzut gărzi de corp. Candidatura lui... Deci când conduci o companie importantă, ești obligat de normele vieții economice să mergi cu anumit tip de mașină, așa cum dacă ești, de exemplu, medic și mergi cu salvarea, trebuie să mergi cu salvarea. Deci fiecare profesie, fiecare funcție presupune anumite rigori. Nici dumneavoastră nu veniți în slip la emisiuni, ci veniți într-o anumită ținută dictată de deontologia profesională. Deci faptul că eu mergeam cu anumite mașini, fiind director general la o companie importantă din România, este un lucru firesc și nu văd ce ar trebui să-l mire pe domnul Pațurcă. Domnul Pațurcă are un stil de viață firesc unor artiști și mie îmi place să umblu în blugi și dacă dânsul nu m-a întâlnit în blugi, va avea ocazia dacă mă va căuta în timpul în campania electorală să vă întâlnească în blugi. Haideți să vedem un material despre lansarea dumneavoastră, mă rog, și despre această mare surpriză pe care ați produs-o pe scena politică. Vă rog, caseta. Este, deci, vorba de nou înființată Alianță Națională, care urmează să fie astăzi consfințită de lucrările Congresului Extraordinar. Acest partid își propune fără îndoială să reanime valorile spirituale ale națiunii române, acestea care timp de aproape 11 ani au cam fost trecute în plan secund. Alianța Națională își propune să sprijine toate forțele constructive din România pentru ca relansarea economică să se facă în cel mai scurt timp. Domnul Marian Munteanu a fost votat în calitate de candidat cu o mare majoritate de voturi. Practic, din 642 de delegați la Congres,
numai 44 de împotriviri și 38 de abțineri. Cred că este un candidat potrivit. Da. Continuăm emisiunea din această seară. Domnule Măguran, ați făcut vreodată afaceri cu domnul Marian Muntanu? Se tot vorbește că ați făcut afaceri cu armament. Că firma domniei sale vinde armament și dumneavoastră sunteți cel care l-ați ajutat pentru a face astfel de afaceri. E adevărat sau nu? S-a vorbit mult despre așa zisele mele afaceri, s-o trecem și pe aceasta, tot la capitolul afaceri pierdute. N-am făcut, de fapt, afaceri cu domnul Marian Măguran. Domnul Marian, mă iertați, fiul meu se cheamă Marian și de aici. Marian Măguran, da. E bun asta. Da, da. Spuneți-vă. N-am făcut niciun fel de afaceri cu domnul Munteanu. Sper însă că vom face una bună pentru noi toți. Dumneavoastră a spus în nenumărate rânduri că acel candidat pe care îl veți susține la președinție va câștiga alegerile. Credeți că domnul Marian Munteanu poate să câștige alegerile, domnule Virgil Măguran? Cred că are mari șanse să producă un reviriment așteptat, după părerea mea, de opinia publică din România. Eu n-aș vrea să mă pronunț înainte de a debuta în campania electorală. Nu este un candidat fără șanse, dimpotrivă, așa încât eu aș dori ca la o emisiune ulterioară să reluăm această Absolut, temă. Absolut, pentru că timpul e foarte scurt acum. Evenimentul în sine ne-a forțat, dacă vreți, și să vă invităm în această seară pentru a face public. Noi vă mulțumim pentru această invitație. Nu aveți pentru ce, era de datoria mea să invit. E un eveniment pe scena politică. Domnule Valeriu Măgureanu, ca să mă exprim așa, domnule Valeriu Tabără, spuneți-mi, vă rog, partidul dumneavoastră, care a fost un partid cu o tentă națională, cu ce vine în această alianță națională? Care este punctul forte cu care veniți dumneavoastră ca un partid, să spunem, mai naționalist în această alianță? Deci vine cu aceea zestre cu care a funcționat pe scena politică românească de 10 ani încoace. Sigur, venind cu o zonă de politică națională de un alt tip, nu una agresivă, nu una care să provoace elemente de exclusivism, ci una care să încadreze în mișcarea de națională din plan european, cea pe care o întâlnim în țările din comunitatea europeană și în țările cu vechi tradiții democratice. Și cred că aceasta este noutatea pe care am afișat-o de altfel de câțiva ani încoace și pentru care am făcut eforturi deosebite. În același timp, cred că suntem toți conștienți că societatea românească are nevoie acum în prag de 2000, de 9 mileniu, de 9 secol, de 9 deceniu, dacă vreți, de oameni noi, de politici noi, de noi abordări ale politicilor naționale, în contextul în care România trebuie să încadreze într-o structură europeană și în politica aceasta de mondializare, care trebuie să-i facem față. Mulțumesc. Domnule Marian Munteanu, de unde credeți că veți lua voturile în candidatura dumneavoastră la președinție? De la domnul Constantinescu? De unde veți lua voturile necesare în această cursă foarte grea? Eu cred că voi lua aceste voturi de la oamenii care au înțeles timp de 10 ani că toate aceste formule propuse, testate și verificate cu rezultatele știute nu pot funcționa. Deci această îmbinare în spiritul unei reconcilieri, de fapt, că asta își propune printre altele acest gest al nostru, să depășim odată momentele de încrâncenare, momentele de neîncredere care au marcat, de fapt, începutul vieții politice post-decembriste. Pentru că atunci, din nefericire, între generația tânără și între oamenii care aveau o viziune a modernității, o viziune a unei societăți noi, și cei care s-au desprins mai greu de mentalitatea comunistă, a existat un mare decalaj. Ceea ce a dus la... Care n-a fost parcurs nici măcar până astăzi. Care nu a fost încă acest parcurs. Acest decalaj există. Dacă este să privim cum felul în care funcționează aceste partide care pretind să conducă în continuare România, dacă funcționează așa cum au funcționat acești candidați care toți, la rândul lor, au avut funcții importante în statul român, cu consecințele pe care le știm, cel puțin din punctul de vedere al situației globale a societății. Bun. Deci eu mă voi adresa în egală măsură tuturor categoriilor de cetățeni. Vă doresc succes în campania electorală și sper să ne întâlnim și cu o altă ocazie pentru o dezbatere mai largă. Succes. Domnul Tabără, numai succes. Domnule Măgureanu, numai bine. Vă rog să rămâneți din data de 28 august. Ați văzut că emisiunea Marius Tucășoie e nouă formulă. Există mai multe
căi ca să ajungeți la noi. Pentru a afla tot ceea ce vă interesează despre emisiune, ne puteți vizita la www.tucashow.ro. Emisiunea la fel poate fi urmărită în direct sau înregistrată la www.antena1.ro. Până mâine seară la o nouă ediție specială, Marius Tucă vă spune ca de obicei, țineți aproape. Din mai multe județe sunt amenințați să rămână fără medicamente. De azi, distribuitorii din Timiș, Cluj, Mureș, Bacău, Galați și Vâlcea au decis să nu mai livreze medicamente pe credit spitalelor care nu și-au achitat datoriile. Unitățile sanitare în cauză spun că nu au bani pentru că nu au primit de la Casa Asigurărilor de Sănătate. Iar reprezentanții acesteia spun că nu pot rezolva situația. Pe larg despre aceste probleme în Observator. Și tot atunci, o veste bună și una mai puțin bună pentru toți românii. Gigacaloria nu s-a scumpit de la 1 septembrie. Nu este vorba însă de o renunțare a guvernului, ci doar de o amânare cu o lună. Pentru că decizia executivului a fost publicată prea târziu în Monitorul Oficial, ea va intra în vigoare de la 1 octombrie. Amănunte peste câteva minute. Tot în Observator vom afla detalii despre starea în care se află cântărețul Vali Sterian. Operat sâmbătă de o tumoare abdominală, Sterian este în continuare în stare gravă. Medicii spun chiar că în următoarele 10 zile starea pacientului este imprevizibilă. La ora 23 veți mai afla și despre o nouă tragedie petrecută în Rusia. 3 oameni au fost uciși într-o explozie produsă într-un oraș situat la 200 de kilometri de Moscova. Alte 11 persoane sunt rănite, dintre care 2 se află în stare critică. O altă explozie s-a produs la Sankt Petersburg, dar din fericire nu a făcut victime. Detalii despre toate acestea, dar și alte știri în Observator. Ne revedem în câteva minute. Sunt 10 secunde, sper că ați câștigat. Gata, banda albastră. Ați câștigat? Am ajuns? Mi-a fost dor de tine. Doamne! Gheță, tu știi câtă lume e în discoteca Vox? Uite-te la mine! M-am luptat să trec de la intrare până aici. În mod normal, sunt 50-100 de metri. Am făcut 6 minute. Ce-ai făcut tu? Vreau să știu cât am lipsit eu. Și ce-am făcut? Am găsit în barca ta. Ai desfăcut berea, ia. Am vrut să beau, dar știam că nu mă lași. Dar era pentru ei. Mă bați? Nu te bați, ai desfăcut berea și ai găsit cardul, nu? Am găsit cardul și eu n-am câștigat. N-ai câștigat? Nu. Păi te bucuri? Voi ați câștigat? Noi ne bucurăm pentru voi. Eu zic că trebuie să câștigați. N-aveți altă șansă. Suntem la Vox Mari, e petrecerea piraților. Noi am venit cu CD-uri inscripționate pirate. Au venit două trupe și ne-au bătut.